Salut! Astăzi vreau să vedem cum putem verifica pompa de benzină. În cazul în care aveți simptome de pompă de benzină, de genul nu aveți presiune în rampă sau motorul merge cu ralentii instabil sau nu aveți putere sau orice alte simptome care ar reieși din lipsa de benzină, lipsa de alimentare. Bun, e destul de complicat să verifici pompa de benzină, să verifici tot ce implică pompa de benzină. Trebuie verificate siguranțele și cele două relee. Trebuie verificat circuitul, trebuie verificată pompa, rezistența pompei. Deci avem două relee și două siguranțe. Asta și cu asta. Da? Ăsta e releul ECU care comandă mai multe unități, comandă și EGR, comandă și sondele lambda și mai multe chestii, iar asta comandă doar pompa de benzină și injectoarele. Bun. Hai să vedem. Exact așa cum arată. Am să scot ambele relee. Eu nu am contactul pus. Ce avem aici? Da, chiar ce avem noi aici. Deci avem așa, ăsta e releul ECU, da? Asta e așezarea, layout-ul releului ECU. Și avem așa, de la siguranța F46 de 30 de amperi, deci de la asta de aici, merge curent pe terminalul 30, pe ăsta de aici, da? Terminal 30. Și care de la terminalul 30 pleacă la fel curent pe plus, continuu, la terminalul 86, la ăsta de aici. Deci astea două au în continuu curent, au curentul bateriei sau curentul furnizat, în fine. Aici avem legătură la ECU, la X53, carcasa X53 sau căsuța X53, camera 19. Aici vine semnalul calculatorului, da? Deci calculatorul dă semnal pe masă și trimițând semnal pe masă, închide solenoidul, da? Activează, pardon, solenoidul și închide circuitul dintre 30 care are plus continuu venit de la F46 și pinul 87. Da? E bine, de la pinul 87, închis fiind circuitul ăsta, merge la mai mulți actuatori, la EGR, la sonde, la pompa de benzină. E de aici pleacă la pompa de benzină pe 86 aici, alimentând o parte din solenoidul din releu. Da? 85-ul e alimentat la fel de ECU, pe carcasa X53, camera 46. Acum aici avem 12V venit de aici. Da? Deci asta e siguranța pompei de benzină, asta e siguranța releului ECU. Dar dacă asta nu merge, nu va merge nici asta, pentru că n-are cine să dea comandă releului ECU. N-are cine să închidă releul ECU. Deci releul ăsta închide releul ECU, care primește curent de aici. Da? Primește curent pe 30, iar când e închis prin comanda ECU-ului, când e închis releul, va pleca de aici curent către pompa de benzină și către injectoare. Bun, hai să facem măsurători. Deci am zis că verificăm întâi dacă avem aici și aici tensiune cu contactul pus, deci tensiunea bateriei. Ia să vedem. Avem tensiunea bateriei. Da? Deci asta e siguranța pompei de benzină. Iar asta e siguranța releului ECU. Aici avem 12V. Apoi verificăm să avem la pinul 30 tensiunea bateriei. Ne asigurăm că de aici și până la siguranța F46 e bun circuitul. Opa. Avem tensiunea bateriei. Da? Verificăm și la pinul 30 de la releul pompei de benzină și aici ar trebui să avem de la siguranța pompei de benzină 12V. Avem 12V. Acum, la 86 ar trebui să avem din nou 12V pentru că vine, da? Vine de la 30, deci astea două sunt cu plus continuu de la
de la contact. Ăsta vine de la ECU, da? Vine minusul comandă, nu trebuie să avem nimic pe el, nici nu o să-l măsor, iar ăsta o să se ducă la 86 de la releul pompei de benzină. Deci înseamnă că până aici circuitul îl avem bun. O să punem un strap între 30 și 87. Da? Ca să avem alimentat 86. Aici din nou 12 volți ar trebui să avem pentru că e închis circuitul, deci facem un bypass, nu mai actuăm solenoidul, facem un bypass între 30 și 87. De aici, aici ar trebui să avem 12 volți. Da? Avem tensiunea bateriei. Iar acum dacă iar aici avem semnal de la ECU. Acum dacă am face strap între 30 și 87, ar trebui să auzim pompa mergând. Da? Da? Se aude pompa. Funcționează. Dacă nu s-ar auzi, atunci înseamnă că de la releul pompei și până aici avem ceva întreruperi sau avem pompa stricată. Okay. Ca să verificați dacă pompa e bună, însă și pentru că am avut schimburi de pompă care s-au soldat cu o pompă bună, doar că clientul își ținuse mașina foarte mult timp și s-a blocat axul de la pompă, dar pompa era bună. Deci la măsurătoare mi-a dat bine. Desfaceți aici. Ok. Se desface cablajul. Ce avem noi aici? Hei! Ce avem noi aici? Ah, îl fac mecanic auto, tehnician auto îl fac. Da? Din moment ce am constatat că la pinul 87 avem curent, va trebui să vedem dacă ne vine curent și la pompa de benzină. Deci dacă ne vine curent, dacă e circuitul integru, dacă e întreg, nu e rupt, nu sunt carcase cu terminali oxidați sau ceva de genul ăsta, până la pompa de benzină. Și atunci avem strapurile astea ale mele, da? Le punem la pompa de benzină și ne legăm cu sondele de la multimetru. Acum ar trebui să avem voltajul bateriei când punem contactul timp de 1-2 secunde. Ok, am să pun contactul și o să vedem cum ECU trimite întâi un semnal ca să amorseze pompa până pornești mașina. De asta e foarte important să aștepți 2-3 secunde până ECU își citește tot și face toate funcțiile pe care le are de făcut până să pornești mașina. Deci, da? Trebuie să avem mai mult de 9 volți sau de dorit 11-12 volți la voltmetru la pompa de benzină în momentul în care pui contactul, pentru 1-2 secunde. Trebuie să verificăm rezistența la bobina pompei. Da? Deci fără curent, doar aici. Verificăm pe pinul 1 și 2. Trebuie să avem un minim de rezistență. Dacă am avea rezistență infinită, înseamnă că ar fi circuitul bobinei rupt și întrerupt și n-ar fi pompa bună. Aici avem și continuitate și o mică rezistență. Asta înseamnă că pompa mea e bună. Dacă n-am fi avut continuitate, ar fi fost pompa stricată. Deci, în momentul ăsta, dacă tot nu vă merge, dar aveți continuitate și aveți puțină rezistență, înseamnă că axul pompei e. Deci, pompa e bună, dar axul pompei, datorită faptului că e puțin combustibil în rezervor, axul pompei e undeva blocat. Și atunci dați câteva bătăi. Da, uite, acum s-a întrerupt circuitul și e infinit.
Bun, îi dați câteva bătăi și poate își revine. Dacă nu, trebuie desfăcută pompa și luată la mână și zguduită bine și încercați să o faceți să meargă. Am uitat să spun că, de asemenea, puteți pune direct pe pinul 1 și pinul 2, puteți pune niște cabluri și o puteți alimenta direct la baterie și va merge continuu. Dacă nu merge continuu, într-adevăr, atunci aveți pompa blocată. Da? Deci dacă aveți rezistență la ea ok și pompa tot nu merge, aveți pompa blocată. Dacă nu vine curent aici, atunci aveți o carcasă care se duce pe partea cealaltă, lângă rezervor, și care alimentează două carcase, două mufe, două căsuțe, cum vreți să le spuneți. Una merge la pompa de benzină cu patru fire. Da? Și cealaltă merge la senzorii de ABS. Ok, deci astea două sunt carcasele de care ziceam, care merg, asta merge la pompa de benzină, iar asta se vede că aveți două fire, vă puteți uita și după cadru, merg la senzorul de ABS. Asta e senzorul de ABS, da? Deci asta merge la pompa de benzină. E bine, aici s-ar putea, dacă nu aveți curent la pompa de benzină, acolo s-ar putea să aveți întreruperi. În rest, nu cred că ar putea fi întreruperi prin alte parte, eventual numai dacă aveți șoareci, ciobolani, pisici, câini care să vă roade cablurile. Da? Deci, ca recapitulare, verificați ce v-am spus să verificați aici. Atenție, siguranța se găsește aici. Cele mai importante siguranțe, de fapt, se găsesc aici. Siguranța de la pompa de benzină. Verificați relele, verificați circuitele de la siguranță până aici. Dacă aici nu aveți curent, trebuie să verificați de aici până la unde vine 12V. Aici la fel. Dacă aveți până la pinul 87 de aici, atunci va trebui să vă luați cum zice, pe circuit, să vă duceți să vedeți dacă aveți continuitate de aici și până la pompa de benzină. Ori continuitate, ori să aveți curent acolo, după cum v-am arătat cu contactul pus. Dacă nu aveți, atunci verificați carcasa asta de aici. Deci verificați la carcasa aia de acolo. Dacă de acolo e problema, desfaceți și remediați. Bun. Deci cam atâta pentru verificarea pompei de benzină. Nu cumpărați pompă de benzină, amoacă e destul de scumpă. Cumpărați doar dacă pașii ăștia pe care vi-am arătat sunt aveți vreundeva certitudinea că e pompa terminată din măsurătorile respective. Bun? Na, bun. Sper că v-am făcut să economisiți ceva bani, să nu aruncați bani pe degeaba. Ce să vă zic? Salut!